Moment emoționant și la Digital Influencer Viorica Awards, câștigătoarea premiului la categoria Best Young Mommy, blogger Valeria Fainescu a cedat trofeul ei pentru mămica care s-a clasat pe locul 2 după voturi Ludmila Adamciuc. Dar cum a fost evenimentul, vedeți în reportaj. Zeci de vloggerițe și persoane publice de la noi și-au dat întâlnire la unul dintre cele mai așteptate evenimente organizate de către cei de la Viorica Cosmetic. Atmosfera serii a fost susținută și de dress code-ul anunțat. Nuanțele de alb și mov au eclipsat cea de-a doua ediție a premiilor Diva. Avem 5 nominații, chiar 6 de fapt. Prima nominație este desigur mămicile. Pentru ca să-și păstreze veșnică tinerețe este nevoie doar de un lucru foarte simplu, să treacă la Viorica Cosmetic, să se îngrijească de sine cu acele produse care noi le oferim. La concurs au înscris femeile care știu cum să se facă remarcante în mediul online, iar asemenea evenimente sunt încă o motivare pentru ele. Această rochiță am ochit-o ceva timp mai devreme când am fost la shopping și iată că i-a venit timpul. Mie îmi place să susțin producătorul autohton și să cred că dacă noi îl susținem, așa el crește și așa se dezvoltă și țara. Folosesc și pentru copiii mei Viorica și chiar o recomand cu mare plăcere. Am cumpărat cadouri pentru părinți, pentru prieteni de la Viorica Cosmetic. Este calitate, sunt prețuri mici și de ce să nu folosim ceea ce avem aici la noi acasă? Fiecare dintre cele prezente aștepta cu nerăbdare să-și audă numele printre câștigătoare și asta pentru că doar 5 dintre ele urmau să fie premiate. Printre acestea sunt Valeria Fainescu, Doina Danilean, Tatiana Coberidze, Ania Țapeș și Elena Gancicova. Valeria Fainescu! Mămicile sunt bune și e greu să alegi doar o singură mămică. Și eu am decis să-i dau Ludmilei, fiindcă are o fetiță ideală și ea motivează oamenii cu adevărat. Dar de dar se face mai și uite așa, trofeul pleacă în alte mâini cu... Nu, știi cum, trofeul e un gest frumos. Fiecare femeie trebuie să se iubească pe sine și apoi să iubească pe alții. Pentru că dacă nu te iubești pe tine, nu poți să iubești pe alții. Sunt mândră de comunitatea mea pentru că fără de ei n-aș fi reușit.